Berlin pentru a deschide linia de argumentare cu echipa Out of the Box. Înainte să dai drumul la ceas, aș vrea să te corectez puțin. Pentru că ai zis Out of the Box sau o comunicare riscantă. Una e una, alta e alta, dragă mea. Deci, Out of the Box nu este riscantă, este doar neconvențional. Înainte de a vorbi despre argumentele în favoarea comunicării Out of the Box, aș vrea să vorbim puțin despre proces, procesul în sine, pentru că procesul comunicării Out of the Box implică două mari părți. Unul care propune și unul care acceptă. Deci unul care propune comunicarea Out of the Box și celălalt care acceptă. Și dacă în cazul celor care propun, lucrurile sunt destul de clare, pentru că vorbim de agenții, în care creativitatea este pe iPhone, atunci când vorbim despre cel care acceptă, există niște debate-uri care au în vedere următorul lucru. În primul rând, comunicarea, pentru a fi autentică, trebuie să fie asumată de brandul care vrea să comunice Out of the Box. În al doilea rând, acceptarea unei comunicări neconvenționale este un proces care te duce prin toată organizația. Organizația trebuie să fie pregătită pentru o comunicare neconvențională. Și nu în ultimul rând, comunicarea neconvențională face parte din procesul de inovație. Cred că nu există companie care să nu aibă printre valorile ei, cel puțin una dintre valori, să fie inovația. Deci cu toții ne credem inovatori. Dar această inovație, sau această inovație ar trebui să presupună și comunicare. Presupunând că toate aceste elemente sunt îndeplinite, primul argument în favoarea comunicării neconvenționale ar fi acela că comunicarea Out of the Box atrage atenția. Și pentru un efect pe termen lung, ea ar fi bine să și capteze atenția. Deci atrage și a capta. Și aici am să vă dau două exemple de comunicare Out of the Box care au atras atenția. Ăștia mai senior în ale comunicării. Ne aducem aminte de comunicarea lui Maggi, acele inimioare pe care erau puse în geam. Pentru mine, ăla este un exemplu foarte, foarte bun de comunicare Out of the Box realizat în România. Al doilea proiect de comunicare Out of the Box l-aș numi pe cel comunicarea lui Altex, care iarăși a venit și a rupt cumva toate barierele industriilor. Sigur, atrage atenția nu poate fi un scop în sine, însă poți atrage atenția ca și comunicator, fie prin format, poți să surprinzi printr-un format neașteptat, poți printr-un mesaj sau printr-un mix, format dintr-un mesaj, dintr-un format și dintr-un ton în forță. Plecând de la ideea că comunicarea neconvențională este autentică și reflectă o stare de spirit a brandului, mă duce cu gândul la un al doilea argument în favoarea comunicării Out of the Box, și anume acela că comunicarea neconvențională creează dezbatere și are capacitatea de viralizare. Cu toții ne dorim ca oamenii să vorbească despre comunicarea noastră și efectul să fie acela al pietrei aruncate într-un lac, să se facă acele ochiuri frumoase. Iarăși vin cu un exemplu de ceva vreme, comunicarea rompetrolului de la FX. Pe mine m-a fascinat și de câte ori mă uit la acel viral și astăzi râd în continuare. Mai e câteva? Mințel așa, nu? Un al treilea argument în favoare este mai degrabă un argument care vine din rândul agențiilor. Pentru că comunicarea Out of the Box este extrem de atractivă pentru agenții, pentru că aduce premii. Cu toții ne dorim să avem premii. Și atunci comunicarea Out of the Box aduce premii și mai mult decât atât îmbogățește și credentialurile. Dacă vine o agenție la noi, ne dăm cu toți ce lucru mișto cu agenția respectivă și ce. Am să închei prin a face un statement. Eu cred că comunicarea Out of the Box este doar o consecință a faptului că noi trebuie să fim Out of the Box. Vorbeam la început despre autenticitate. E foarte greu să comunici Out of the Box dacă nu ești în spiritul acesta. Cam asta ar fi. Mulțumesc mult de tot.